Doamnelor și domnilor, în aplauză dumneavoastră, cel mai simpatic patron din România, Sarsailă, prezentatorul. Salutare, eu sunt Sebastian Coțofană și astăzi la Poliția Muzicii vorbim despre Eurovision. Vă arăt cea mai cringe prezentare. Aflăm care este cea mai hitoasă piesă din selecția națională. Și vă prezint cel mai trapper prof din România. Întindeți-vă rimelul și să începem. Săptămâna trecută nu a apărut în episod piesa de pe repeat și am o explicație solidă pentru asta. Am uitat. Adică am scris-o, am filmat-o, dar o secundă nu am realizat că la final nu era în clip. Probabil că nu mi-aș fi dat seama nici până ziua de astăzi dacă nu-mi scriați voi. Dar o ascultăm astăzi, mai ales că e un pic altfel și sunt curios dacă vă place. La fel de curioși cum sunteți voi în legătură cu Eurovisionul de anul acesta, de la Torino au avut loc semifinalele naționale. Una dintre favoritele publicului era Malere de la Anna și Bogdan de la Vâlcea. Iar eu am spus acum vreo două săptămâni despre ea. Am înțeles ironia și cringe-ul intenționat, sună și bine, dar nu cred că piesa este destul de bună sau de cringe ca să faci treabă cu ea la Eurovision. Și am avut dreptate, piesa nu s-a calificat, așa că îmi voi spune părerea și despre cele 10 piese din marea finală. Întâi și întâi o să vă rog să vă uitați la semifinală, este înregistrarea pe net. Arată de parcă Cerbul de Aur a făcut un copil cu Calatis. O mostră de prezentare. Deci când vă auziți numele... Când vă auziți numele, dragilor... Deci când vă auziți numele... Când vă auziți numele, dragilor... Doamna a plecat cu torticolis de la filmare, că i-au pus camera aici și prompterul acolo, câțiva metri mai încolo. Și e greu să citești, să te uiți și la cameră în același timp, bine că nu i l-au pus la alt etaj. Eurovision, din cele 45 de cântece înscrise în concurs, juriul a ales 15. Apoi fiecare artist avea un intro pe un green screen, foarte realist, excelent realizat. Cine v-a lucrat aici? Pe care am vrut să-l împărtășim cu toată lumea și... Și acum piesele. Ca și în cazul Malere, Crim Minodora și Diana Bucșa n-au înțeles că e preselecția Eurovision, nu preselecția pentru 1 decembrie. Ele cântă România mea. Dulce Românie, glorie din cer, dorul tău ține inima. Foarte frumoasă, piesă patriotică, abia aștept să o ascultăm. În piața Constituției de Ziua României, în port la vară de Sfântă Mărie, dar la Torino, Doamne ferește! Ca să fac o paranteză, și Zdob și Zdub, împreună cu frații Advahov, reprezintă Moldova cu o piesă cam neaur. Let's go, folclor, rock and roll, pleacă trenul, unde ești? Chișinău, București! Nu mă înțelegeți greșit, aș da bani să-i văd pe frații Advahov și pe Zdob și Zdub. Piesa e veselă, are energie, cu siguranță va fi o pată de culoare în concurs, dar nu cred că e rețeta câștigătoare. Revenind la preselecția noastră, abia aștept să fac un copil. Să-i pun seara la culcare piesa Take Me Away a finalistului Andrei Petruș. Cântă frumos, dar o să adoarmă până la Milano toată lumea. La fel și cu Hurricane de la Kyrie Mandel. I hide behind the walls. Piesa are un mesaj profund, dar cine se uită și votează la Eurovision, nu caută mesajul, caută show-ul, caută senzaționalul. Ai 3 minute acolo, ce să transmiți și cui, cărui popor mai întâi. La Eurovision te duci, vorbești pe limba tuturor și le dai cu scena în cap. Vrei mimimiuri? Vino la România au talent, facem frumos cu poveste, caz social, tragedii și apoi plângem și te votăm cu toți. Când zic de vorbit pe limba tuturor, mă refer chiar și la propriu. Nu cred că este o idee bună să te duci cu o piesă în română. Petra cântă Ireligios. Spune-mi tu de ce ultima zi de dragoste, întâia zi de război. Sună bine, lucrul ei e cool, dar e în română și nu cred că pentru al doilea an consecutiv ar trebui să trimitem pe cineva fără experiență de scenă. Ar însemna că n-am învățat nimic din participarea lui Roxanne. La un astfel de concurs cu 80.000 de oameni în față sau câți ori fi, experiența artistului valorează mai mult decât orice. La fel și la Gabriel Basco, One Night.
again. Are așa un aer de Shawn Mendes și Mark Stam, cântă bine, dar nu cred că ar face față evenimentului ca experiență, e și foarte tânăr, are timp. Cu Dora Gaitanovici n-aș avea nicio teamă, e super tare. Dar piesa e în română, e făcută tot așa, cam numai pentru noi, n-are potențial de hit și uitați-vă cine a câștigat anul trecut, Maneskin, și se aude peste tot. Două piese corecte pentru Eurovision ar fi Guilty de la Moise sau Mois, că e cu O din ăla, cu mulțimea vidă. And I'm guilty for driving by your house. Never Give Up de la Van. I've been shattered into pieces, I've been drinking and I'm sleepless. Sună Eurovision, cântă bine băieții, dar mie că printre toate piesele alea internaționale ar putea părea banale, șterse, că n-au nicio sclipire. Și ajung la preferatele mele. Alex Parker și Bastien, All This Love. The better place, just keep on changing. All this love. Sună actual, la modă, a The Weeknd cu un aer disco. Am emoții în ceea ce privește prestația live a lui Bastien acolo, dar piesa îmi place, Alex Parker știe ce face. Și apoi mai e Urs cu Yama. Hola, mi bebe, be. Yama-me, yama-me. Cea mai hitoasă piesă din selecția națională. Aia care are șansa să se audă la vară pe toate terasele și pe toate plajele din Grecia, Bulgaria, România, Spania și peste tot. Dar cu o singură condiție. Dacă e să se califice, Urs ar trebui să intre într-un cantonament, într-un program spartan de cântat, de repetiții. Altfel va fi, Doamne ferește. Vedem ce se întâmplă. În final, vreau să ne întoarcem la semifinală, să vedeți cum s-au anunțat câștigătorii. Se stă pe scenă, ca la flori, fete sau băieți, iar prezentatorii sunt cu spatele la cameră. Bine, și la un moment dat își dau seama de asta. Muzica îi duce mai departe. Nu știm cine sunt cei 10 finaliști, aflăm împreună cu voi. Gata, am vorbit cu concurenții, acum mă întorc spre voi, spre cameră. Nu am vrut să fiu nepoliticos, nu știu, dar nu trebuia știu cum să vorbesc să fac. Și... Prezentatorul ascunde diplomele să nu se vadă ce e scris pe ele. Nu știu cum să fac, sunt uite, în ordine așa. Alfabetică. Sunt în ordine alfabetică, nu, nu știu cum etică, nu înțeleg nimic. Uite, le țin așa să nu se vadă. Așa. Așa. Poți trag ochiul? Nu pot să trag cu ochiul, pot numai eu să trag cu ochiul. Pot descrie această semifinală în 3 cuvinte. Spor la cafeluță! Astăzi vreau să vă arăt cum vor fi adulții peste 20 de ani. Cei care au fost crescuți cu versurile Five Gang, apoi Trap, Trapanele, ei normal că vor ajunge să aibă niște meserii ca adulți, însă rădăcinile vor rămâne acolo. Cosmin Certejan este profesor de desen înțeleg undeva în Timiș și are și un vlog pe tema asta despre artă. Astăzi vom vorbi despre cel mai important pictor și anume Leonardo da Vinci, care a fost născut în 1452 și a murit în 1519. Lăudabilă inițiativa lui domn profesor, doar că mă așteptam din partea lui ca prof de desen să aibă un simț estetic mai dezvoltat în ceea ce privește încadratură, culori, lumini. Are mai multe episoade, serialul se numește 5 minute despre artă și niciunul nu are 5 minute, au numai 3, 4, 6. Printre toate astea, domnul profesor mai și cântă, bineînțeles este trapper, iar piesa se numește Audi A5. Audi A5, bombă pe roți, fum dacă scoți, întreși pe toți. Ne adunăm în parcare, suntem o familie mare, muzica e în difuzoare, scoatem fum fiecare. Ca orice trapper profu e și outlaw. Ne place viteza, simțim adrenalina, poliția pornește sirena, acum n-o să ne oprim. Eu nu am Audi și nu mă pricep. Deci cum au LED-uri și în boxe, în difuzoare? Că am mai văzut LED-uri, dar în boxe portabile la mașini nu. Facem curse la semafor, avem LED-uri și în difuzor. De fapt zice și în difuzor, adică au LED-uri peste tot în Audi. Apoi vin și femeile și ele aduc cea mai cringe și funny rimă din piesă. Fetele vin pe motoare, au fumigene, sunt machiate la gene. Au fumigene, sunt machiate la gene.
Iar refrenul pe care îmi doresc să-l mai auziți odată, ca să-l fredonați obsesiv. Audi A5, bombă pe roți, fum dacă scoți, îi întreci pe toți. Dotări la A5, full, full, cu și fără piele. Am și tub de bas, te bag în extaz. Vine mașina, uite cum trece limuzina. Și vine și marea mea dezamăgire în legătură cu piesa, proful cântă. Culoare neagră, culoare neagră, culoare roșie, galbenă, verde. Controlul se pierde, interior din piele albă, motor mare să tragă. Aveam pretenția ca proful de desen să știe că negru e o non-culoare, nu o culoare. Sunt foarte supărat pe tema asta. Sper doar ca domn profesor să deseneze mai frumos decât cântă. Are un stil al lui, sau poate că și-l conturează acum, mie mi se pare că sună bine și am simțit așa că aș mai fi ascultat ceva de la el. Esere cântă Tot ce vreau, are doar 6.000 de vizualizări și merită mai mult, așa că hai cu spam în comentarii cu Vin de la Coțofan. Altul ca mine tu nu se mai vezi și cum se crezi când ei încearcă un pic. Eu nu încerc, arăt încet în timp, dacă nu ești sigur ești împins și dacă nu câștigi ești învins. Piesa pe care o pun pe repeat, mai aia de săptămâna trecută, că am avut și emoții, zic, bă, nu cumva să o descoperiți cu toții așa și într-o săptămână să fie mare hit și să ratez eu șansa. Se numește Codes, una favela. Pentru că a fost mai cald zilele astea, și ne gândim și noi că vine primăvara, vrem să pregătim toți copiii de sezonul cald, așa că Sarsailă pune la bătaie un giveaway cu o cămășuță exotică și o pereche de ochelari de soare. Și ce trebuie să faceți ca să câștigați acest giveaway? Stai mă, tată, stai puțin. Să intrați, bineînțeles, pe contul de Instagram al lui Sarsailă, să-l urmăriți acolo, să vedeți cea mai recentă postare, că acolo vor fi toate detaliile. Dacă nu vă simțiți foarte norocoși, să știți că sunt la reducere cămășuțele, dar și multe alte obiecte pe PC Mall-ul lui Sarsailă, pe sarsailă.ro. Poliția muzicii se oprește aici. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru comentarii, pentru sugestii, pentru toate mesajele voastre și le aștept în continuare pe Instagram și pe pagina mea de Facebook. Follow, 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 follow. Eu sunt Sebastian Coțofană, voi sunteți pupați și nu uitați, tot ce cântați poate și va fi folosit împotriva voastră.